Vreau să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Isaia, capitolul 51, și în această dimineață vom parcurge împreună capitolul 51 și până în capitolul 52, la versetul 12. Am ales să nu citesc textul înainte pentru că îl vom citi pe secțiuni în demersul mesajului în această dimineață. De aceea vă rog să aveți Bibliile deschise și să urmăriți împreună cu mine. În această secțiune, la capitolul 51 până la capitolul 52, versetul 12, Dumnezeu adresează poporului său o serie de chemări. În prima parte avem trei chemări a lui Dumnezeu la ascultare față de un popor care se află în neascultare. Și în a doua parte, până în capitolul 52 cu 12, avem trei chemări la trezire. Sunt două lucruri diferite, da? Ascultarea este un lucru, trezirea este un alt lucru. Deși vizează aceeași stare, o stare de neascultare, o stare de adormire, o stare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, și în această stare se află poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, care datorită acestei stări se află subjugat, sub captivitate. Și deseori poporul se află în această postură pentru că deseori este răzvrătit. Da? Știm, de exemplu, că atunci când Domnul Iisus Hristos vine, poporul se află în aceeași postură, sub ocupație romană. Da? Toate aceste scene istorice, dacă vorbim despre exilul în Egipt, dacă vorbim despre cel babilonian, dacă vorbim despre ocupația romană, toate au de-a face de relația lui Dumnezeu cu poporul său și spun ceva despre starea poporului. Prima chemare la ascultare din partea lui Dumnezeu o avem de la versetul 1, capitolul 51, și până la versetul 3. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara, care v-a născut. Căci l-am chemat când era numai el singur. L-am binecuvântat și înmulțit. Tot astfel, Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Ați văzut care este destinația chemării lui Dumnezeu la ascultare? Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Este foarte interesantă această destinație pentru că poporul nu se află în această stare. Dumnezeu vorbește, într-un fel, unui popor în lăuntru poporului său. Unor oameni care se află în mijlocul acestui popor, care chiar îl caută, chiar caută neprihănirea. Dar, per total, poporul se află în răzvrătire, poporul se află în neascultare și de aceea este nevoie această chemare. Priviți apoi care este mesajul chemării. Dumnezeu spune, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Prima chemare la ascultare din partea lui Dumnezeu este una de a privi înapoi. Dumnezeu cheamă poporul său să își amintească. Deci are nevoie poporul să-și amintească pentru că uitase. Așa cum și noi de multe ori uităm. Uităm ceea ce ne-a învățat Dumnezeu. Uităm ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Erau copleșiți de circumstanțele lor, erau copleșiți de nenorocire, de dificultățile prin care treceau și un viitor binecuvântat părea imposibil. O scăpare din acea situație părea imposibil. Părea imposibil pentru că uitaseră cine este Dumnezeul lor. Credeau că nu mai este vreo soluție pentru că nu mai știau cine i-a chemat ca și popor, a cui sunt. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai singur și l-am binecuvântat. De ce cheamă Dumnezeu să privească înapoi spre Avram? Pentru că arată prin aceasta faptul că din punctul incipient, din punctul în care Dumnezeu i-a chemat ca și un popor, el face imposibilul. El spune, uitați-vă la începutul istoriei voastre.
Este o istorie a imposibilului. Am luat un om și apoi, la bătrânețe, i-am promis un popor. Când nu mai era posibil fizic pentru acei doi oameni să conceapă un copil, le-am promis o mulțime de oameni, o mulțime de urmași. Ca atare spune Dumnezeu, uitați-vă la momentul incipient al acestui popor și veți vedea că este un popor născut din situații imposibile. Dacă mergem în Geneza, capitolul 17, cu versetul 17, vom vedea că și Avram avea mari dubii. După ce primește această promisiune, se spune atunci Avram s-a închinat până la pământ, a râs și a zis în sine. Cele două parcă nu merg. Da? Dar așa de incredibil era acest mesaj că din el va veni o mulțime de oameni, un popor care nu poate fi numărat, încât n-a putut să nu râdă. Se proșterne înaintea lui Dumnezeu, dar în sinele lui el râdea. Nu se poate, Doamne, așa prea de tot. Și în sine el spune, se poate naște copil unui om de 100 de ani? Poate Sara, care este de 90 de ani, să aibă un copil? Răspunsul la această întrebare retorică este nu. Este o situație imposibilă. Și Dumnezeu invită poporul să privească în urmă, chiar până la punctul incipient, și să spună, uitați că v-am născut dintr-o situație imposibilă. Versetul 3 se trage o comparație, un paralel cu situația lor. Tot astfel, spune Domnul, Domnul are milă de Sion. Tot astfel, într-o situație imposibilă, Dumnezeu intervine să dea viață unde este doar moarte, să binecuvânte unde este doar suferință, să dea un viitor acolo unde aparent nu este niciun viitor. Tot astfel, cum dintr-o femeie stearpă și dintr-un om bătrân, a dat naștere unui popor. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Cine ar fi crezut că Sara va avea un copil? Cine ar fi crezut că mai există vreo speranță pentru poporul Israel care se află acum în captivitate? Cine mai crede astăzi că există vreo speranță pentru poporul Israel? Și Biblia spune că există un plan al lui Dumnezeu de a răscumpăra, de a întoarce acest popor din nou înspre el. Dar privind astăzi, ai spune, nu mai există nicio speranță. Când privești la proiectul acesta numit Biserica, deseori pare fără vreo speranță. Că privești în biserica noastră, că privești la alte biserici, spui, e un eșec, un faliment. Dar Dumnezeu este Cel care face imposibilul. Dumnezeu este Cel care dă viață unde este imposibil să existe viață. El este Cel care ridică un popor dintr-o femeie stearpă. El este Cel care salvează acel popor din captivitate din nou și din nou. El este Cel care mântuie pe poporul său din robia păcatului. Și El este Cel care își zidește biserica. Și de fiecare dată pare să fie imposibil. Când privești la o situație imposibilă, nu paria împotriva lui Dumnezeu. El este specialist în situații imposibile. Pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu, prima chemare la ascultare. Ascultați, spune Domnul, și amintiți-vă cine este Dumnezeul vostru. Este un Dumnezeu care lucrează cu imposibilul. Este un Dumnezeu care nu depinde de circumstanțe. Este un Dumnezeu care poate să dea viață chiar în mijlocul morții, care poate să dea libertate din mijlocul captivității. Amintiți-vă, spune Dumnezeu, cine este Dumnezeul vostru. A doua chemare la ascultare o avem de la versetul 4 până la versetul 6. Ia minte spre mine, dar poporul meu. Pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea, lumina popoarelor. Neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Ridicați ochii spre cer și priviți în jos spre pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum,
Pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște. Dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. A doua chemare pentru popor să asculte Dumnezeu cheamă poporul să privească în două direcții distincte. Întâi îi cheamă să privească spre viitor, dar apoi îi cheamă să privească și în jurul lor. Spre cer să priviți, spune el, și spre pământ, și în jos spre pământ. Odată ce ne amintim cine este Dumnezeul nostru și ce a făcut El în trecut, putem să începem să ne închipuim că există un viitor glorios chiar dintr-o situație imposibilă. Putem să începem să visăm că există o rezolvare la problema aceasta în care ne aflăm, la captivitatea aceasta în care trăim acum. Și putem să începem să ne imaginăm acest viitor glorios. Priviți viitorul promis, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea ca lumina popoarelor. Și neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele și ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Primul lucru care este promis este că cuvântul lui Dumnezeu va fi dat popoarelor. Mesajul acesta de răscumpărare, vestea aceasta bună că există eliberare, că vine un răscumpărător, va fi dat popoarelor. Nu doar poporul Israel va beneficia de el, ci toate popoarele. Apoi ni se spune că mântuirea se va arăta, pentru că mântuirea era promisă, dar încă nu era arătată, nu era realizată. Evident, înțelegem că aici nu este vorba doar despre mântuirea din mijlocul captivității lumești, ci mântuirea din mijlocul captivității păcatului. Știm că mântuirea care se așteaptă este Hristos. Lucrul acesta devine cu atât mai evident când o să ajungem în capitolul 53, care o să-L vedem pe Mântuitor, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi ni se spune că nu vine doar mântuirea, dar vine și judecata popoarelor. Vine o zi în care toți cei care sunt dușmanii lui Dumnezeu, toți cei care îl urăsc pe Dumnezeu și urăsc poporul lui Dumnezeu, vor fi judecați. Dar din mijlocul acestor popoare vedem și credința lor. Vedem faptul că Dumnezeu se alcătuiește un popor care se încrede în El. Popoare răzvrătite, popoare care sunt dușmane lui Dumnezeu. După ce primesc cuvântul mântuirii care vine prin Hristos, din mijlocul lor se alcătuiește un nou popor. Un popor răscumpărat, care este făcut, este alcătuit din neamurile acestui pământ. Acesta este viitorul care Dumnezeu îl promite poporului Israel și îl promite nouă. Și acesta este viitorul spre care Dumnezeu ne cheamă să privim. Să ascultăm de El și să ne îndreptăm privirea spre acest viitor. Doamne, dar uite-te în jurul meu, eu nu pot vedea posibil acest viitor. Eu să cred că până la urmă toți vor îngenuncăia înaintea Mântuitorului. Uitați câtă dușmănie împotriva lui Dumnezeu. Uitați popoarele cât de înrăite sunt împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, priviți spre viitorul promis. Apoi ne spune nu doar să privim spre viitorul acesta, ci să privim cu adevărat în jurul nostru. Să privim spre cer și să privim în jos spre pământ. Problema noastră nu este că privim prea mult la lucrurile pământești, problema noastră este cum privim la ele. Perspectiva noastră asupra lumii este problema, nu faptul că ne uităm la lumea din jur. Dacă te uiți la lumea din jur și o vezi în mod corect, lucrul acesta te va încuraja ca să privești spre viitorul lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă poporul să privească în jurul lor, la acest pământ, și să-l vadă într-o nouă lumină. Să-l vadă cu o nouă perspectivă. Ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum. Și pământul se va preface în zdrențe, ca o haină, și locuitorii lui, vor muri ca niște muște. Noi tindem să privim în jurul nostru și să privim la lucrurile materiale ca și lucruri certe și sigure, ca lucruri care vor rezista în timp. Dacă privim la casa care ne-am construit sau care ne-o construim, asta e un lucru care este de durată, o să o las copiilor mei, să fie o moștenire pentru copiii copiilor mei. Sau dacă privim la puterile care există în jur, la țările care există, la președinții, la imperiile care există, ni se par lucruri care vor dăinui. Dumnezeu spune, priviți
la lucrurile din jur și priviți altfel la ele. Pentru că realitatea este că toate aceste lucruri materiale, de fapt, tot pământul acesta este ceva temporar. Și așteaptă distrugerea lui. Dar, spune Dumnezeu, în contrast cu realitatea aceasta temporară a lucrurilor materiale, există ceva permanent. Dar mântuirea mea va dăinui în veci. Și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Așa că, fraților, priviți spre cerul și priviți spre pământ. Priviți spre lucrurile materiale. Priviți spre puterile acestei lumi. Dar priviți cum ele vor trece. Priviți cum ele vor arde. Priviți cum vor fi nimicite. Și după ce ai văzut în fața ochilor tăi distrugerea tuturor lucrurilor materiale, privește apoi spre ceea ce va dăinui în veci. O asemenea perspectivă, o asemenea privire asupra lucrurilor materiale din jurul tău îți va transforma viața. Dacă asculți de chemarea lui Dumnezeu de a privi în jurul tău prin această perspectivă, dacă te uiți la casa ta și o vezi că într-o zi va arde, dacă te uiți la averea ta, la cariera ta, la influența, dacă te uiți la tot ceea ce există în jurul tău, dacă te uiți la orașul Zalău și îți dai seama că într-o zi va arde și cu tot pământul acesta va arde, va fi nimicit de Dumnezeu. Dacă prin ochii credinței vezi lucrul acesta, viața ta îți va fi transformată. Practic vorbind, vei trăi altfel. Vei munci altfel, vei investi altfel, îți vei petrece timpul altfel. Problema noastră nu este că ne uităm prea mult la lucrurile pământești. Problema noastră este cum le vedem. Le vedem dintr-o perspectivă păcătoasă. Le vedem dintr-o perspectivă lumească. Le vedem dintr-o perspectivă pământească. Dumnezeu ne invită, prin această chemare la ascultare, să le privim dintr-o perspectivă divină. Și după ce am văzut tot ceea ce este în jurul nostru ca și temporar, vom privi la singurul lucru care dăine, care este Dumnezeu, care sunt promisiunile lui Dumnezeu. A treia chemare la ascultare o avem de la versetul 7. Ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea. Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor. Căci îi va mânca molia ca pe o haină și va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea mea va dăinui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Ultima chemare, care din nou este adresată celor care cunosc neprihănirea, și apoi se folosește o sintagmă care evident este vorba despre cei credincioși din mijlocul acestui popor, popor care ai în inimă legea mea. Ce vorba despre oameni născuți din nou, despre oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Și ultima chemare pentru acești oameni care dau crezare acestui mesaj, care ascultă de aceste chemări, este una de încurajare. Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor. Ascultarea de Dumnezeu și persecuția lumii merg mână în mână. Este inevitabil. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, ești dușman cu lumea. Și dacă ești dușmanul lui Dumnezeu, asta înseamnă prietenia cu lumea. Asta ne învață Scriptura. Din momentul în care asculți de Dumnezeu și ai perspectiva lui Dumnezeu asupra lumii și declari lumea acesta și trăiești în felul acesta, lumea se întoarce împotriva ta. Și Dumnezeu vine și spune, nu fi descurajat. Vei avea toate motivele din lume să fii descurajat. Vor veni persecuții, vor veni încercări, dar în niciuna dintre ele, să nu cumva să uităm ai cui popor suntem și cine este Dumnezeul nostru. Este ușor să privim la lumea din jur, la puterea celor din jur, la resursele celor care ne persecută și să deznădăjduim. N-avem nicio speranță, îmi spune. Uite ce forțe au, uite ce pârghii au împotriva noastră. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm încurajarea Lui, să ne amintim din nou și din nou că El este Dumnezeul nostru. Apoi urmează, în următoarea secțiune, trei chemări la trezire. Am avut trei chemări la ascultare, în care Dumnezeu ne cheamă să ascultăm de El și acum avem trei chemări pentru popor la trezire. Trezește-te,
Trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului. Trezește-te ca în zilele de odinioară și în viacurile din vechime. Oare n-ai dovorât tu Egiptul și n-ai străpuns balaurul? Nu ești tu acela care a uscat marea, apele adâncului celui mare și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpărați? Astfel cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Vor veni în Sion cu cântări de biruință și cu bucurie veșnică. Le va încuruna capul, îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. Eu vă mângâi. Dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba și să uiți pe Domnul care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? În curând cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat. Nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care stârnesc marea și fac să urle valurile și al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și acopăr cu umbră, cu umbra mâniei mele. Ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului, tu ești poporul meu. Uitați din nou destinația acestei chemări la trezire. Trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului. Acum, dacă ar fi ca să vă întreb cine credeți că este acest braț al Domnului, probabil că ar fi multe răspunsuri. Dar un răspuns care cu siguranță trebuie exclus este poporul. Poporul nu este brațul Domnului. A făcut poporul să se uște marea? Nu. Brațul Domnului este o metaforă folosită în Scripturi pentru intervenția lui Dumnezeu cu putere în istoria umană. Brațul Domnului este instrumentul prin care Dumnezeu își exercită puterea. Pe de altă parte, noi știm că brațul Domnului este o persoană. Hristos este brațul Domnului. El este cel prin care a fost făcută lumea aceasta. El este cel prin care toate lucrurile sunt făcute. Este interesant că prima chemare la trezire nu este spre popor, ci este spre Hristos. Dumnezeu, într-un fel, se invită pe El să acționeze. El este primul care intră în acțiune. Ca în zilele de odinioară și în viacurile din vechime. Oare n-ai doborât tu Egiptul și n-ai străpuns balaurul? Nu ești tu acela care ai uscat marea, apele adâncului celui mare și ai croit adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpărați? Mântuirea poporului Dumnezeu, ne spune el în acest pasaj, vine în primul rând prin acțiunea sa și nu acțiunea noastră. El este cel care se ridică și acționează. El este cel care a doborât Egiptul, nu Israelul. El este cel care a uscat marea, nu poporul Israel. Dumnezeu a făcut toate acestea prin puterea Lui și din inițiativa Lui. Și toate acestea, știm din Scripturi, erau doar o umbră premergătoare pentru Hristos. Moise era doar un tipar al lui Hristos. Eliberarea din Egipt era doar un tipar al eliberării poporului Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. El este cel care este brațul lui Dumnezeu. Versetul 11 ne spune, astfel cei răscumpărați, astfel adică la fel cum în vechime Dumnezeu prin brațul său puternic a lucrat eliberare, astfel cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică. Dumnezeu este cel care aduce mântuire prin brațul său cel tare. El este cel care va răscumpăra pe poporul său și el va restabili Sionul ca și o împărăție veșnică. Când, întrebăm? Când se va întâmpla lucrul acesta? Într-o oarecare măsură, lucrul acesta s-a întâmplat deja. S-a întâmplat cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi ceea ce așteptăm acum este împlinirea deplină a acestei realități. Nu știu dacă ați experimentat vreodată lucrul acesta, să mergeți și să cumpărați ceva, poate ceva de mare valoare,
și să așteptați până îl primiți. De exemplu, o mașină. Să mergeți să comandați o mașină. Poate ați comandat o mașină din Germania. Ați trimis banii și trebuia să vină mașina peste o săptămână, două. Da? Voi aveți deja mașina în sensul că ați plătit-o. Este a voastră. Dar trebuie ca să vină. Acest lucru este de asemenea adevărat când vorbim despre răscumpărarea poporului Dumnezeu. Hristos a plătit pentru răscumpărarea poporului, așteptăm acum împlinirea plinătății răscumpărării. La revenirea Lui, atunci vom avea această plinătate. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, versetul 15, care stârnesc marea și fac să urle valurile și al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele, ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului, tu ești poporul meu. Ați observat când se va îndeplini pe deplin această promisiune? La întinderea cerurilor noi și la întemeierea pământului nou. Deși prețul răscumpărării deja a fost plătit, deja este alcătuită această răscumpărare, totuși împlinirea de plină nu este până la revenirea Domnului nostru. Când Biblia ne spune că El va nimici acest pământ și va face ceruri noi și un pământ nou. Și acolo Dumnezeu va locui cu poporul său și El ne va spune, tu ești poporul meu. Priviți a doua chemare la trezire, la versetul 17. Trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut, ai sorbit până în fundul potirului amețelii. Căci nu este niciunul care să-l călăuzească din toți copiii pe care i-a născut. Nu este niciunul care să ia de mână din toți copiii pe care i-a crescut. Amândouă aceste lucruri ți s-au întâmplat, dar cine te va plânge? Pustiirea și dărăpânarea, foametea și sabia, cum să te mângâi eu? Fiii tăi leșinați zăceau în toate colțurile ulițelor, ca cerbul într-un laț plin de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. De aceea, nenorocitule, biat ce ești, dar nu devin, ascultă. Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care apără pe poporul Lui. Iată că îți dau din mâna potirului, iată că îți iau din mâna potirului amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecători. A doua chemare la trezire este destinată spre Ierusalim. Dar din nou îl vedem pe Ierusalim, îl vedem poporul lui Dumnezeu pasiv. Tot Dumnezeu este cel care face toată acțiunea aici. Ierusalimul este cel care a băut din mâna Domnului potirul mâniei. Ierusalimul se află sub mânia și judecata lui Dumnezeu. Și ne întrebăm de ce. De ce este Ierusalimul sub mânia lui Dumnezeu? Și răspunsul este pentru că nu a ascultat de el. Pentru că s-a răzvrătit și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și nu există, ne spune Dumnezeu, nici unul dintre ei care să-i călăuzească înapoi. Este nevoie ca Dumnezeu să intervină. Este nevoie ca Dumnezeu să trimită pe cineva. Pentru că toți au rătăcit și toți sunt pierduți. Nu există unul care să ridice din mijlocul lor și să le arate drumul înapoi spre Dumnezeu. Doar dacă Dumnezeu intervine. Versetul 18, că nu este nici unul care să-i călăuzească. Din toți copiii pe care i-a născut. Nu este nici unul care să ia de mână din toți copiii pe care i-a crescut. De aceea, spune Dumnezeu, nenorocitule, biat ce ești, cum vorbește Dumnezeu cu poporul său. Nu știu dacă mai putea, dacă i-a mai permite noi să ne vorbească așa astăzi. Biat ce ești, dar nu devin. De ce era biat poporul? Era biat de răzvrătire, era biat de idolatrie, era biat de păcat. Ascultă, așa vorbește Domnul Dumnezeul tău. El este cel, spune Domnul, care va lua potirul, care nu va mai revărsa mânia asupra lor. El este cel care va face această lucrare. Dumnezeu este cel care va interveni, pentru că noi nu putem să ne salvăm. El este cel care va lua de la noi potirul mâniei sale. Nu că am făcut noi ceva, nu că am meritat noi, nu că am intervenit noi,
Și pentru că el a hotărât și îl va da, acest potir al mâniei, îl va da, îl va pune asupra dușmanilor poporului său. Ultima chemare la trezire. O avem în capitolul 52, în primele 12 versete. Și aici, pentru prima dată, poporul este chemat să acționeze, să răspundă la tot ceea ce Dumnezeu le-a dezvăluit, să răspundă la aceste chemări, să răspundă la acțiunea lui Dumnezeu și să facă și ei ceva. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane, pentru că puneți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Scutură-ți țărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime. Desleagă-ți legăturile de la gât, fica roabă a Sionului. Poporul este chemat să răspundă la intervenția lui Dumnezeu, la mesajul mântuirii care l-a adus Dumnezeu și să pregătească pentru mântuirea care îl așteaptă. Nu să stea pasivă, să zică, ok, noi suntem robi, rămânem în această postură. Să spune, nu, ai primit mesajul mântuirii, îți schimbi postura. Noi suntem sclavi, trebuie să rămânem îmbrăcați ca și sclavi. Nu! Trebuie ca să te dezbraci de hainele acestea de sclav, de rob și să te îmbraci în toată podoaba mântuirii care a promis-o Dumnezeu. Această pregătire necesită o schimbare de vestimentație și de postură înaintea lumii. Nu mai purtăm hainele sclaviei și nu mai stăm îngenunchiați în lanțuri. Această schimbare, acest răspuns necesită o schimbare a atitudinii noastre. Nu mai stăm și ne văietăm când suntem nenorociți în această lume, ci izbucnim cu toate strigătele de bucurie. Păi de ce am face asta? Noi încă suntem în Babilon. Noi suntem încă în robie. Pentru că ne-a promis mântuirea. Pentru că este sigură. Pentru că a trimis răscumpărătorul. Ca tare eu mă pot bucura aici și acum pentru că știu că voi fi izbăvit. Eu nu mai stau îngenunchiat înaintea lumii pentru că știu că El m-a răscumpărat. Și Dumnezeu invită, cheamă, poruncește poporului să răspundă în acest fel. Toate acestea datorită faptului, versetul 10, că Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Și s-a ținut de promisiune. L-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca și jertfă de răscumpărare și și-a răscumpărat un popor. Și mesajul acesta al mântuirii, ne aflăm în mijlocul acțiunii, în mijlocul împlinirii acestei promisiuni, este acum răspândit la toate neamurile. Până când toți vor auzi mesajul împăcării cu Domnul nostru, mesajul harului jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Iar atunci El va reveni și va instaura pe vecie împărăția Lui. Dar mântuirea Domnului, vedem în versetul 11, mai cheamă poporul să facă ceva. Mai cheamă poporul să facă ceva care și noi trebuie să facem astăzi. Și anume, plecați. Plecați și ieșiți din Babilon. Nu vă atingeți de nimic necurat. Ieșiți din mijlocul lui. Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Și cine sunt aceia dacă nu noi, care purtăm această comoară veșnică în vasele acestea de lut? Și noi, ca și poporul Israel, suntem chemați datorită eliberării care Dumnezeu a realizat-o să ieșim din mijlocul Babilonului. Evident, nu din Babilonul fizic, care nu mai este și noi nu suntem captivi acolo, ci din Babilonul spiritual în care ne aflăm. Pentru că știm că Hristos va veni și va pedepsi acest Babilon și va nimici acest Babilon. De aceea noi care am fost eliberați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, nu mai stăm pasivi, nu mai stăm în cătușe, în lanțuri, nu mai stăm îngenunchiați înaintea acestei lumi, ci ne ridicăm și ieșim din mijlocul ei. Asta înseamnă a pune deoparte orice lucru spurcat, orice lucru necurat, orice lucru care este urât înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă a realiza că suntem chemați să trăim ca și poporul lui Dumnezeu în așteptarea împlinirii promisiunilor sale. Asta înseamnă că noi nu mai ne permitem să trăim ca și niște sclave ai păcatului. Și trebuie ca să ieșim și să nu ne atingem de nimic necurat. Această dimineață Dumnezeu ne cheamă
Nu doar ca să-L ascultăm, ci ne cheamă și să ne trezim. Ne cheamă să răspundem la mesajul care ne l-a dat, la vestea bună care ne-a transmis-o, că El ne-a răscumpărat. Să răspundem prin ascultare, să răspundem prin credință, să răspundem prin curățenie, prin sfințenie și să ne trăim viețile noastre în mijlocul acestei lumi cu o nouă perspectivă, să ne uităm în jurul nostru, să ne uităm în Babilonul acesta în care trăim și să știm totul va arde, dar știu ceva care dăinuie. Și aceea este promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.